Emisiunea vineri seara continuă. Revenim la discuția cu domnul Valentin Budilevski. Maestre, zilele acestea, Capela Corală Moldova a înregistrat o nouă piesă semnată de Adrian Beldiman, intitulată Sfânta Maria. Va fi o premieră aici la vineri seara, o creație ce este binevenită pentru această perioadă, deoarece duminică sărbătorim Sfânta Treime. Are în ea elemente de religiozitate, are multe trăsături foarte apropiate de muzica religioasă, are sentiment de rugăciune. Da, asta eu vroiam să găsesc cuvântul. Și cel mai... Noi am lucrat cu multă plăcere, se numește ea Sfânta Maria. Noi avem o variantă, am înregistrat-o, Santa Maria, îi mai spunem că sună vocală, e mai, parcă e mai comod și e mai pe înțelesul tuturor. Avem și așa variantă, pentru că am lucrat cu plăcere și am încercat să găsim, să scoatem în evidență tot ce este reușit adus de compozitor în piesa aceasta. Pentru că mai bine să o ascultăm. Într-adevăr, pentru că timpul ne presează și mai avem multe de făcut. Să ascultăm în premieră aici, la vineri seara, Sfânta Maria.
Noi aici discutam despre această premieră împreună cu domnul Valentin Budilevski. Și vreau să zic că versurile aparțin lui Victor Maievski și denumirea aparține maestrului Valentin Budilevski.